Bună ziua! Începem antrenamentul de dimineață. Trebuie să fim hotărâți. Nu v-am mai filmat de ceva timp, că am văzut că am și câțiva adepți care au început. Eu am și grupa mea de la Iași, care facem împreună. E treaba bună, deci prima dată începem cu încălzire. Fără încălzire, nu aveți voie. Rotie de gât, de asemenea, mulți spuneau că viteza mai mică, normal, pentru oamenii mai în vârstă și care n-au făcut, viteza le trebuie mai mică, dar eu am peste o jumătate de secundă când fac gimnastică, deci îmi permit orice, deocamdată. Fibra, deci atenție, mușchiul se face ăsta, numai din transpirație, nu din altceva. Sunt de modă veche, recunosc, au apărut acum alte minuni să-ți crească fibra musculară, dar eu merg pe veche. Îmi cer scuze la cei care o fac în domeniul ăsta. Deci, eu pe ai mei nu îi îndrum la așa ceva. Ați văzut și dumneavoastră că apar probleme. Fotbalul vestic era și în viteză, în alea, și au apărut și altele activități nesportive, să spunem, nu? Care duc la decesul fotbalistului pentru scade durata de viață. Deci, repet încă o dată, efortul. Așa, aici, rotirile de ochi, te uiți într-un punct fix pentru ochi. De exemplu, asta cu aerul și cu, deci, am avut de acum vreo 40 de ani o carte de Tufoi, de un român, care yoga prin exerciții gimnastice. Am lucrat foarte mult din aia. Bun, genoflexiune. Genoflexiune sunt aurul pentru picioare.
încălzire folosesc și exercițiile de la lupte. Este normal, am practicat luptele greco-romane, care mi-au dat sănătate. Sănătate, putere de viață, da? De-aia să dați copiii la orice sport. Viteza, greutățile care lucrați, vi le alegeți și voi. Și repet, oamenii care nu au făcut, să puneți la început, de la început cu mic. Deci greutăți mai mici, după jumătate de an mai dau și un kilogram, după un kilogram, da? Până, eu știu, nici o să transform gantera în halteră, că nu e normal. Când te scoli dimineața, să-i dictezi creierului, da? Te duci, te speli pe dinți, îți faci toaleta, te speli pe față, te bărberești și îi dai comanda creierului să facă gimnastică. El nu face singur. Îi dai, îi impui, faci și până la urmă intră în reflex. Trebuie și să fii totdeauna conștient pe antrenament. Deci să fii una cu mintea, să fii pe exercițiu. Da? E pe YouTube, în psihologie și o prezentat o psihologă din Moldova un film foarte interesant, eu l-am înțeles și am comentat și eu din punctul meu de vedere cu gimnastica minții, matematică, în gimnastică și au apărut unul de-a cu părerea că ce între psihologia, rezistență matematică sau în gimnastică, cum totul se leagă, mă. Deci nimic nu este aiure, totul se leagă. Deci nu e nimeni rupt de o treabă. Mă un pic să reglez aici, că aveau joc. Pentru sănătate este exercițiile astea sunt aur, da? Și încetul cu încetul să fabrici oțetul, să zice, adică nu o să aveți succes primat. Am zis, o jumătate de oră pe zi.
s-o acordați. Și organismul, musculatura, aspectul, ți-l modelezi tu. Deci, mintea se cultivă, mușchiul se cultivă, numai să vrei. Nu? O să vedeți că astăzi o să încep iar cu gimnastica minții, în predare, în matematică, în rezistență, în calculatoare, în computere. O să încep și cu asta, să dau drum măcar la tânăra generație, să inițiez în așa ceva. V-am zis, dau numai limba română, în altă limbă nu mai dau, pentru că românii să fie primi. Deci românii să beneficieze de aceste lucruri și să o ducă și mai bine. Sportul te echilibrează, îți dă poftă de viață, îți dă sănătate, te reglează. Asta să înțelegi. Și repet, nu te arunca în greutăți mari, nu te arunca să mă copii pe mine sau pe altul, după YouTube, nu? Eu aș cinsti și te adunzi dinainte. Deci eu fac asta de 50 de ani. 50 și aproape 60 de ani. Păi, nu? Și aproape în fiecare zi, afară de 2, să știți că mai sunt niște sări pe spune antrenament. Nu e nicio problemă. Nu ești din așa. Nu e problemă că nu faci o zi sau două. Dar să nu uiți, să ai continuitate. Asta e problema. Să-ți placă, pofta vine mâncând. Sportul nu are limit, o să ai și o să dai. Nu trebuie să vă luați după nimeni decât după oamenii care au lucrat, oamenii care se experiențează în domeniul ăsta. Nu o să vină unei ca nimeni, că el a făcut și el vreo 4-5 ani de sport și a devenit o epavă. Nu. Și ăla împotriva gimnasticii are numai gimnastică pahă. Nu? Nu vă luați după aia. Ce să-i... Ce sunt autorități în domeniul. Nu, nicio autoritate. Noi au pâlpâit aia 5 ani a făcut sport, cum s-a stins fitil, cum s-a spune. Ăla care face 100 de ani sport, ăla-i tătic, ăla-i expert, și ăla-ți vorbesc, restul nu.
Oameni buni, vă urez o zi minunată, excelentă, să fiți sănătoși, voioși, să aveți viață lungă, sănătate familiei, ție și familiei tale. Doamne ajută să ne mai vedem!